În prima săptămână de pregătire din acest an, HC Dobrogea Sud a reușit să perfecteze și primul transfer. Fost campion al României cu Dinamo București, Ciprian Șandru și-a încheiat colaborarea cu Potaisa Turda, formație la care a evoluat în prima jumătate a campionatului și se va alătura lotului pregătit de George Circovici pentru returul Ligii Naționale. Șandru a mai fost dorit și în trecut de constanțeni. Noi ni l-am mai dorit la Constanța și în urmă cu două sezoane. Are 6 ani jucat la Dinamo, mai multe titluri de campion, are turul de campionat din sezonul 2019-2020 la Turda, nu a reușit să se acomodeze acolo și bineînțeles l-am luat noi. Eu zic că este un câștig mare pentru echipa noastră, schimbul pe care l-am făcut Șandru cu Omar. E jucător român, jucător în plină maturitate, are 29 de ani și sunt convins că ne va ajuta să ne îndeplinim obiectivele. Odată cu venirea lui Șandru la Constanța, oficialii de pe litoral au decis să renunțe la egipteanul Omar Yasin, care s-a despărțit de comun acord de HCDS și va juca în Qatar. Omar pur și simplu nu a reușit să se integreze în România. Practic este primul lui contract în afara țării, în afara Egiptului și cred că i-a fost dificil să se integreze în Europa. Și atunci am considerat că e mai bine să ne despărțim. Despărțirea a fost amiabilă și a găsit echipă, va juca de la sfârșitul lunii în Qatar. La aproape 29 de ani, pe care îi va împlini la sfârșitul lunii februarie, Șandru ar putea debuta oficial pentru HC Dobrogea Sud, chiar împotriva fostei sale echipe. Constanțenii joacă pe 29 ianuarie la Turda contra celor de la Potaisa în etapa 15 a Ligii Naționale la handbal masculin. După 14 etape disputate în campionat, HC Dobrogea Sud se află pe locul 5 al clasamentului cu 23 de puncte, în timp ce Potaisa este pe 2 cu 28 de puncte.